Ioan Bălan susține că o guvernare liberală pentru următorii 4 ani poate da garanție implementării tuturor proiectelor de dezvoltare începute de PNL în Moldova. Acesta consideră că Moldova are nevoie de 4 ani de guvernare liberală pentru a putea pune în practică toate proiectele de dezvoltare demarate de guvernul PNL și administrațiile locale liberale, în condițiile în care guvernele PSD au fost principalul obstacol în fața dezvoltării prin blocarea constantă a proiectelor de investiții din întreaga regiune. Sub nicio guvernare din ultimii 30 de ani nu s-au făcut atâtea lucruri bune pentru Moldova ca în ultimul an. Deși guvernul a trebuit să se ocupe prioritar de salvarea vieții oamenilor afectați de COVID-19, sarcina de care s-a achitat iresponsabil până în prezent, proiectele de investiții și de dezvoltare au înregistrat cel mai intens ritm din ultimile 3 decenii. În primul rând, cu PNL la guvernare, toate administrațiile publice din Moldova, dar absolut toate, indiferent de apartenența politică a primarilor, au primit finanțări la timp și îndestulătoare pentru a moderniza școlile, pentru a reabilita străzile, pentru a extinde rețelele de apă și canalizare. Cu PNL la guvernare, epoca alocărilor financiare după culoarea carnetului de partid a dispărut, singurul criteriu impus de PNL fiind calitatea lucrărilor publice. De asemenea, în numai un an de zile, guvernul PNL a reușit să pună în mișcare cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova: Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, Autostrada Nordului, Calea Ferată Siret-București, variantele ocolitoare ale municipiilor. PNL a dat de asemenea semnalul dezvoltării în Moldova și prin inaugurarea celui mai amplu proiect de racordare a locuințelor la rețeaua de gaze naturale, prima administrație locală care a început un asemenea proiect fiind în Moldova. Nu în cele din urmă, guvernarea liberală a pus la dispoziția agenților economici din regiunea de nord-est sute de milioane de euro, bani nerambursabili prin granturi și scheme de ajutor, pentru a se putea dezvolta și a crea în Moldova locuri de muncă bine plătite. Ca să ducem la capăt aceste proiecte de dezvoltare pentru a asigura moldovenilor un standard de viață cel puțin egal cu al celorlalți români de la Cluj, Oradea sau București, avem nevoie de o guvernare liberală pentru următorii 4 ani. Spun acest lucru din experiența politică a anilor trecuți, când proiectele începute de guvernare de dreapta au fost abandonate total sau compromise de guvernele PSD. Moldovenii au așteptat prea mult timp ca dezvoltarea să vină și la ei.